Încă nu s-a sculat. Una, două, fără zahăr. O țuică, 4, 5, 6 cafele, o omletă din 3, chiar 4 ouă și încă o cafea. Păi ce mai faci tu, Elvirițo? 7 cafele, Gheorghiță, și o omletă din 5 ouă și o țuică. Dar unde sunteți? Unde sunteți? Dormiți? Dormiți dușcă, de asta sunteți buni să dormiți și să mâncați? Au, Mărioaro! Hai, Mărioară, mai căcacuș se trezește domnul. Și Flămânzi așteaptă în salon. Auzi tu? Vezi să nu te trezești cu burta la nas? Da, păi cum? Da ce, mi-s proastă să-l las? Nu-l las eu, doamnă, ferească-mă Dumnezeu, nici dacă se pune în genunchi. Atunci ce dracu faceți voi acolo toată noaptea? Apoi îi dau să mânce, că tare rău îi ține la cazarmă. Vorbim, ne țucăm, mai vorbim, mai ne țucăm. Și el? Lui săracu... E mai greu că, de, e bărbat în puteri și se chinuiește. Dar nu-l las. Nu-s eu proastă să-l las. Tu bate-te, Dumnezeu. Auzi, Mărioară, după ce duci cafelele, te duci și faci curat în birou la domnul. Te uiți pe aici, pe acolo, în coșul de hârtii. Știi tu, da? Știu eu, doamnă. Cum să nu știu? Așa. S-a sculat, domnul? Convide. Respira, te rog. Ascunde-te. Treci iute după perdea. Hai, repede, 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 de câte ori să spun. Intră! Monseur-i servit. Oh, de câte ori nu ți-am spus, Vasilica taică? Monsieur. Monseur scriem, monseur zișim. Și umbli cu șoara vopsit. Iar ai tras în sigare. Dar de unde, Vasilica? Ce-i nebunit? Eu și țigară. Dar de unde? Ce? Dacă nu e, nu e. Ia vede mai încolo. Ce? Cine-o fi pus-o? Vasile, că azi dimineață... Șasie rușene. Îl vezi? Te spun. Dar cum îți permiți, bă, pârliciule? Mama ta. Dar cu cine vorbești tu, mai nedoroșitule, mai? Și ce-i cu căciula aia în casă, de ții căciula aia în casă? De așa e, asta e casă, aici stai balamuc. Din pricina curentului, monseur, că trage ca pișahlău. De șavară! Adună-ți toate boarfele! Te-am concediat, monseur Vasile! Vasilică,
Ce vrei? Te-ai supărat? Pe cine? Pe mata? Dar cine se poate supăra pe mata? Mata n-ai minte nici cât un pui de găină. Să fie rușine, magarule. Costică, în toate articolele care se scriu, s-au scris și se vă scrie despre tine adevăr mai mare că ăsta nu există. Ei, și bine că ai tu minte. Uite-te la tine. Burtă, burtă și ce burtă. Gușe, gușe și ce gușe. Pumpareu că niciodată la două luni nu... La ce-ți folosește, mă? La ce-ți folosește? Știi și te mai apuci? Să-i mai înveți și pe alții. Nu. Asta nu, te rog. Te rog, numai două fumuri, te rog. Două până în trei. Costică! Să știi că nu e de glumit cu... Da, da. Băutură nu. Țigări nu. Amor nu. Activitate normală. Fără enervare. Inima șvaițăr. Știu. Păi bine, mă, veterinarule, mă. Păi de asta te plătesc eu pe tine, ca să-mi spui ce știu și eu. Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa. Îndată, iubita mea, îndată, turturea albastră. Hai, repede, pleacă. Îți promit că am să mă păzesc, am să beau numai lapte de mamă. Hai, portocană sună, hai balenă. Hai, dă-i drum, hai, pleacă. Ia așa. Îndată, iubita mea. Da, iubita mea. Da. Intră. Do, sol, mi, do, trei, patru, și. În lumea asta păcătoasă, care nu-i bună de nimică, noi ținem piept și nu ne pasă, noi trei, un turturoi, o turturea și o turturică. Unde-mi țin hainele, cămașa, cravata? E haos, peste tot, haos! Tot timpul mi-ascunde cineva lucrurile. O faceți cu tot din adinsul, ca să mă enervez, ca să-mi stric ziua, să meargă prost. Nu râde! Pune-ți halatul. Să-mi pun halatul? Pite, chiar. De ce să-mi pun halatul? Ce idee, de. Pun halatul și ce fac eu după ce pun halatul? Adică, las că ești frumos. Sunt? Mai frumos decât curcanul tău, în orice caz. Maestre. Tu de acolo!
doi pași înainte și fă de cunoscut. Maestre. Maestre. Ascult, maestre. Cum de-ați ghicit? Ce? Că și tu ești maestru? Vai, dar se vede care de-o poștă. Să trăiți, domn Costică, raportez că n-am nimic de raportat. Liniște și pace. Foarte bine, foarte bine, Ionele. Apără și păzește, Friedman plătește. Să trăiți! Puteți dormi liniștit! Trăm de veche! Trăm de veche! Trăm de veche! Bă, 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 da, tu te faci mai frumos pe zi ce trece. Ce vrei? Nimic, am venit să o conduc pe Luce la facultate, ca de obicei. Maestre, de la artist la artist. Da. Trebuie să te înnoiești. Ai succes, nu zic nu. Dar cam plebeic, cam vulgar. Așa este, maestre, mi-ați descoperit taina. Ați pus punctul pe Y. În pas cu vremea. În pas cu noile curente care electrizează spiritul contemporaneității. Textierii dumitale, nu vreau să-i jignesc, dar sunt de o mediocritate. Știți care-i părerea mea? Arăt splendid. De aceea, te-am scris eu ceva. Te lansez, domnule, pe plan mondial, pe liniile de forță ale vibrații contemporane. Maestre? Maestre? Un spot de lumină inundă scena. El, un bărbat cald. Tu, femeia visurilor mele, scăldată în roa de mărgăritar al cucubeului, nebună! După stalagmite! Ia, o femeie rece. Tu, vifor al genului ambigu, inspirație moartă pe un porumbel descompus. Vino! Vino! El. Unde? Ia, acolo! El. De ce? Ia, de aia! Te doresc. Te aștept. Te aștept. Te aștept, meduză, încolăcită în colivii de bronz, mâncate de cari, în vechi și triste orașe provinciale. Aici se schimbă lumina. Un fulger străbate scena. El, căzând în genunchi, exclamă grav. Ha! Ha! Poate mai trebuiesc unele modificări? Nu, nu, nu. Ionele, dă-i maestrul un miar. Nu se poate. Nu-i bani unul. Am să vin la repetiții. Să nu se denatureze. Am să vin la repetiții. Să nu se denatureze. Contați nici nu concep, mine. Nici nu concep. Ce vrei, mă, ce vrei? Aruncăm cu banii așa. Aruncăm cu banii așa. Să aibă și omul de o masă cu prietenii la casă. Acum? Dar ce ești invidios? Ce, tu ai monopolul textelor mele? Fuuu. Dar dacă ăsta e un viitor Eminescu? Nu e, sigur nu e. Nu e, Maionele, dar poate că e flamând. Oh, oh! Mă bucură, domnii mei, să văd cu câtă încredere mă onorează banca pe care cu atâta zel o reprezentați. Mă urmăriți la masă, în pat și în closet. Maestre, direcțiunea e îngrijorată. Dar și eu sunt îngrijorat. Sunt foarte îngrijorat. Hitler ăsta își face de cap! Și nu e unul pe lume, mă înțelegi, să vină să le ia de gură și să-i spună: până aici, măgarule, nu-ți permite o crimă, moșe! Tocmai, maestre, tocmai. Unele informații parvenite nouă ne fac să credem că spectacolul pe care îl pregătiți va avea de întâmpinat unele greutăți. Păi sigur, s-ar putea să mor, s-ar putea să mă lovească... Ce vrei? Ce vrei? Păi bine, Negostică, urlă târgu că pregătește o bombă. Eu, mă, bombă, mă, dar ce sunt eu, anarhist? Hai, du-te și hai. De aceea, mult stimate, maestre, pentru ca să vă puteți onora angajamentele financiare. Oneroase! M-ați jupuit! Direcțiunea noastră ar dori să cunoască programul spectacolului și mai ales sketch-urile dumneavoastră.
asasinilor! Asasinilor! Nu mi-e de ajuns că am toată cenzura pe cap. Mai veni și voi de la bancă. Rușine! Să duceți țara de răpa. Afară! Puneți mâna pe ei! Ne vedem la capșa! Sunteți invitații mei, să nu mă faceți să aștept. Când sunt sătul, sunt miel. Când sunt flământ, sunt fiara. Am aranjat-o și pasta, ți-a plăcut? Ce-i băcut tine? S-a întâmplat ceva? Am primit niște scrisori de amenințare. Scumple, scumple, poți să te îndoiești de orice. De maestatea sa Carol al II-lea, marele străjer. De patriarhul Miron Cristea, marele ceva, patriarh așa. Dar de faptul că tu vei avea prioritate asupra tuturor informațiilor legate de spectacolul meu, te rog să nu te îndoiești. Te pup dulce. Te pup dulce. Treci pe la caserie să-ți dea niște bani. Ai grijă însă să n-afli Iorel, că ne omoară pe amândoi. Ai, pleacă de aici. Și ce, mă, ce? Ionele, de 20 de ani am primit scrisori de amenințare. De la Iorghiș, de la Verescan, de la Țărăniș, de la liberali. Și ce? Mă doare în tumbă-te! L-au bătut pe Mircea la școală. L-au bătut? Foarte bine au făcut. Să-l bată, dacă nu știe să apere. Jujițu, mă! Boc să-l înveți, nu poezie. Cine l-a bătut? Niște studenți. Cum, mă? Pe un mocos de 10 ani să-l bată niște studenți? Ia uite, iubito, cheamă la telefon pe prefectul poliției. Așa ceva nu se poate tolera. Unde trăim? În junglă? Cheamă-l imediat! Nu știu eu dacă mă cunoști, dar o suche în verde al treilea. Uh-huh. Eu am necaz mare. S-auzim, ce... Dă-mi un belet să mă primească majestatea sa. Uite. I-am adus și o gâscă. Ia loc. Eu sunt din Măgurenii de Vale. Verișoarele tale-s bine, sănătoase. Iar eu am un proces cu banca agricolă și vreau să-mi facă regele dreptate. Da. Așa. Nenea Carol. Da. Mergem la el și... Costică, te caut Amanta. Amanta? Care? Amantă? Da! Iubite! Domnule director general? Da! Scumpe, domnule director general, te-a spus da! De la bancă! Am un nebunit, eu nu știu dracu. Știi ce? Vine criza. Dar tu de ce nu vorbești cu prefectul la telefon? Da. Eu vreau neapărat să vorbesc cu regele Carol II. I-am adus și o gâscă. Tu vrei să-i spui să mă primească. Stănițel, gâsca asta eu dăm lui Carol sau o pentru noi? Prefectura. Cu prefectul. Cine întreabă? Cel mai mare actor pe care l-a avut vreodată țara românească, Costică Caratase. Ah, vină, domnule profesor, ce plăcere îmi faci. Dimineața sunt totdeauna bine dispus. Bei ceva? Mulțumesc, sire, nu. Da, e cam dimineață. Nu beau niciodată, sire. Eu, în schimb, da. Da, seamănă. Pentru astăzi cred că ajunge. La revedere. Am de discutat cu scumpul meu prieten, ilustrul profesor Guța Popescu.
șez. Cărei fapte datorez onoarea de a te vedea atât de devreme? Sire, așa cum s-a stabilit în toate întrevederile, mișcarea este la dispoziția majestății voastre. Forța tânără, regeneratoare acestui neam de păcătoși, vede în majestatea voastră pe regele tânăr, dinamic, șeful ei firesc. Capitanul aspiră la titlul sfânt de capitan al regelui. Aspiră pe masa. Spune ce vrei și nu umbla cu cioara vopsită. N-are rost între noi. Nu vă voi ascunde, sire, că drumul acestei idei își face loc cu greu. Foarte cu greu în conștiința neprihănită a tineretului legionar. Știu, de-aia vă plătesc să-și facă. Mai departe. Tineretul legionar așteaptă un semn din partea regelui său. Cât? Nu e vorba despre asta, sire. E vorba de un gest. Ce gest, mă? Ce vorbește în dodi și mestici rahat? Adică ce? Să-mi scol toată seara în cap? Să-mi îmbrac de azi cămașa verde? Hai, sectir! Spune ce vrei și nu te vârti în jurul cozii. Tu ești prea deștept, mă, Popescule, să mă crezi pe mine prost. Hai mai bine să bem un coniac. Sire, am fost și suntem de acord să nu precipităm lucrurile. Am fost de acord să nu ripostăm deocamdată atacurilor pe care presa jidovească și jidovită le deslănțuie asupra noastră. Dar există o limită, sire. Și încă o dată, este din ce în ce mai greu să conving tineretul nostru să se ralieze regelui când e limpede că regele său nu face nimic pentru a opri valul de lături cu care suntem împroșcați. Lasă-mă că și voi împroșcați! Sire, suntem informați. Carata se pregătește un mare spectacol în care vrea să ne atace vehement. Ce vorbești, mă? Aiurea! Sire, capitanul pretinde... Ce ai zis, mă? Ia mai zi o dată! Capitanul roagă pe majestatea voastră să ia măsuri pentru că acest lucru să nu se întâmple. Altfel le vom lua noi. Răbdarea noastră are și ea o limită, majestate. Ascultă-mă, Popescule. Unui prim-ministru pot să dau un picior în fund, că stau alții hămisiți în anticameră. Dar să-i bag pumnul în gură acum lui Neacostic, că e greu, mă, Popescule. Foarte greu. Și cu ce vrea să vă atingă? Nu știu. Pe atunci ce? Știm sigur că pregătește cel mai violent atac la adresa mișcării legionare. Și tocmai fiindcă vulgaritatea lui are ecou în trista vulgaritatea acestui neam prăpădit, nu vom tolera acest lucru. Da, bine. Să vedem ce se poate face. Sire, capitanul așteaptă un răspuns ferm din partea majestății voastre. Vă voi da satisfacție. Ce te holbezi? Nu crezi? Sire, nu mi-aș permite o singură clipă să mă îndoiesc de cuvântul de onoare al regelui meu. Bune vinul mie îmi place, da di 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 da di da di da. Nu știu vie ce i-o-i face, da di 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 da di da di da. Vinișor de foamă rară, da di 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 da di da di da. Tu l-ai, Doamne, Domnul. Să! Ia vină tu încoace. Ia ridică stupoalele. Ridică spoalele când îți spun. Ba nu le ridic și te spun la doamnă, așa să-mi ajute Dumnezeu dacă nu te spun. Dar nu ți-e rușine? Mă, de unde te cunosc eu pe tine? Doamne, apără și păzește! Dar nu mi-s slujnică de 2 ani la dumneavoastră, domnul Costică. Că bine zici. Și ce cântai tu când am venit eu? Da, păi, una de pe la noi. Ia să te aud.
Dacă cânt, îmi dați drumul? Că mă omoară doamna. Sigur să pot. Bune vinu Gheorghiul Liu, șam di 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 da di da di da, cules toamna mai târziu, șam di 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 da di da di da, mai pe brumă, mai pe măt, șam di 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 da di da di da, mult mai beau și nu mă îmbăt, șam di 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 da di da di da. În ziua de 12 aprilie, profesorul Guță Popescu a afirmat într-un sermon de la Mogoșoaia că trebuie un rege nou, un rege cu pur sânge românesc. Și ăla să fie el, majestatea sa Guța Popescu întâiul. Mai dă-le măsa. Tu știi ceva în legătură cu spectacolul la noua lunea Costică? Vrea să atace legiunea. Textul nu e gata. Cine-l face? Tot ovreiul ăla? Tot, majestate. Vedem de mai încolo. Deocamdată trebuie să pui pe cineva un băiat mai subțire să aibă grijă de nea Costică. Exaltați ăștia sunt în stare să... Să înțeleg din asta că majestatea voastră are interesul ca... Să înțeleg ce spun eu. Ce dracu mă toți îmi puneți întrebări? Ai pe cineva care să aibă grijă de el? Dar știi, discret, fin. Da, majestate, un comisar tânăr. Tânăr, atunci legionar. Nu, majestate, garantez. E devotat dinastiei? Toată țara e devotată majestății voastre. Devotată pe dracu. Știți, comisarul... Nu mă interesează! Nu știu nimic, n-am vorbit nimic. Am înțeles. De la teatru la... Ceva prospătură a mai apărut pe la teatru ăla? Un, doi, trei, patru și sus. Un, doi, trei, patru și sus. E multă lume afară? Prăpăd mare, domnule director. Dă-le drumul. Un, doi, trei, patru. Domnule director, Negrasca a spus că i-a zis că-i dați ei textul meu. De ce să-i dați ei? Eu de 10 ani fac succes în teatrul ăsta. Și ea? Eu am talent. Și dacă domnul director a spus așa, înseamnă că știe ce spune. Ești o mucoasă și o vagabondă. Bine, cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, ce absurd e fericită și prea nevinovată. Afară! Auzi tu? Nu fi proastă. N-am nicio vină. Lasă că vorbesc eu cu Ionel să-ți scrie și ție text. Comisar Radu Toma din Poliția Judiciară. Sunt însărcinat să vă asigur protecția. Protecție? Dumneata, vrei să-mi asiguri mie protecție? Nu. Eu n-am nevoie de nicio protecție. În țara asta eu fac protecție cui merită. Nu să mi se facă mie, clar, mă, băiatule, nu. Totuși, poate aveți amabilitatea să mă ascultați. Nu am, domnule, nu am. Eu nu sunt amabil, domnule, sunt feroce, eu sunt teribil. Eu n-am nevoie de curcani în casa mea, așa ca Dios, și n-am cuvinte. Eu am destui spion aici, nu-mi trebuie și un oficial. Hai, du-te, domnule, du-te, domnule. Domnule, nu râde. Nu râde, că te aude gulele, îți dau drumul pe scări și te arunc în... Ce mai ai deschis acolo? Am onoarea să vă salut. Onorate domn, poate n-am fost destul de clar cu câteva minute înainte. Poate n-am înțeles exact, exact sensul cuvintelor mele. Stop! Să nu te mai plimbi aici! Stop! 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 Stop, am zis! Opriți totul, veniți în goa! Copiii mei, băieți, fetelor, îl vedeți pe domnul ăsta? Domnul ăsta, dacă îl mai vedeți prin teatru, șopă el, linșaș ca în Texas. Îl îngropați în pipriță și îl acoperiți bine cu pământ. Poftiți! Eu nu știu nimic, n-am auzit nimic. Ce stați mâinii pe mine în primirea spectacolului la pământ? Da, gablo! Frate,
Doamne, dacă mă iubești, dacă ții la viața dumitale, adio, lăsați-mă în pace, ce m-am făcut? De ce nu mă lăsați în pace să trăiesc și eu, să trăiesc dumneata, să trăiesc cu toată lumea? Ești băiat tânăr, frumos, nu-i păcat de viața dumitale, pompier. Condu-l pe domnul și dacă se întoarce ei securea, capul mi-l trimis mie, văd ce fac eu, la meu loc. Să nu te mai prind pe aici, că ai foc. Așa că arată destul de bine. Ne-am despărțit tot așa trezând. Iubirea-i doar o glumă vistrecător, ca un balon de spumă amăgitor. Ea ține doar o clipă. Ai auzit tu? A descoperit o nouă vedetă. Pe cine? E slujnica lui. Eu care fac succes de 10 ani în teatru ăsta, mă ține pe tușă. E nebun. Bravo, bravo, bravo! Mi-a plăcut foarte bine, foarte bine, fetele. Mitica, te pup foarte bine, foarte bine, băieții. Vă salut cu respect, maestre. Să trăiți, domnule general. Bună ziua. Foarte bine, copii, foarte bine, a fost foarte bine. Numai că sunteți prea triști. Prea triști. Ce asta? Ce asta? Mai vesel, vesel, vesel. Bine, să vedem și partea a doua și... Dom'le, e o prezență străină aici. Nu e nimeni, maestre, suntem numai noi. Dom'le, nu mă învățați dumneata pe mine. Eu când spun că e cineva străin aici, e cineva străin. Îl simt. Îl simt cu spatele, cu șafa. Mă împunge, mă împunge, mă paralizează. Extraordinar. Doamne. Doamne. Dacă am omule, tot n-ai înțeles? Domnule, dumneata, ori ești prost, ori ardelean. Și ura și alta, maestre. Bravo, bună! Dă-l afară! Dacă se mai întoarce, ei... Gata, maestre. Hai. Hai. Fii cu minte, am făcut și box și jiu-jitsu. Se vede, maestre, se vede. Dar nu strângeți așa de tare. Am văzut cu cine am de-a face. Și voi ce stați? Premiera bate la ușă, spectacol la pământ! Hai, încă o dată! Un copil. Un copil mare. Mă tem, doamnă, că în ultima vreme și-a făcut cam mulți dușmani. Nu înțelegi că el nu-și dă seama de asta? El nu poate pricepe că cineva se poate supăra pentru că râde de defectele lui. De prostia lui. De necinstea lui. Mi se pare că respectiv ar trebui să vină să-i mulțumească. Și se mire sincer că nu o fac. În ultimul timp n-ați observat nimic deosebit, așa? La noi se întâmplă atât de multe încât n-ai timp să observi dacă a apărut ceva nou. Uneori e tare greu să trăiești cu un vulcan. Dar e foarte plăcut. Zău, crede-mă. Totuși... Da, e îndrăgostit. Mi se întâmplă în fiecare săptămână. Luni, toate noile cuceriri sunt niște îngeri. Ființe fără apărare, zâne, copile. Vineri devin ticăloase, matracuci, interesate. Acum, de pildă, e la bordei, cu ultima. Îi spune versuri.
Pe mine o să vă rog să mă scuzați sărmâinile. Hai să ne așezăm pe trunchiul ăsta romantic. Atât de fragedă te asemeni, cu floare albă de cireș, și ca un înger printre oameni în calea vieții mele ieși. Vai, ce frumos! Ai scris-o pentru mine? Nu, dragă, e de Eminescu. Păcat. Dacă Eminescu te-ar fi cunoscut, ar fi scris o poezie și mai frumoasă, iubita vieții mele. Las că și așa e destul de drăguță. Este, este. Păpușa mea frumoasă. Minune. Splendid. Da, 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 da. Perfect, perfect. Domnule Lambert, fie amabil să-mi trimiți mâine la teatru, notă de plată, discret. Ca de obicei. Este o bijuterie rară. Da? Secolul al XVIII-lea, José Ferrero di Córdoba. José Ferrero, te-am întrebat eu cât costă José Ferrero ăsta? José Ferrero. Du-te, du-te! Ce este, domnule, ce este? Ce vrei, mă? Ce vrei, mă? Te caut peste tot. Caută-mă, mă! Căutați-mă, mă! N-am și o clipă de regaz, mă! Hai. Nu pot să vin și-o liniștit să cumpăr o bijuterie pentru soția mea, că o să mă băgați în groapă, mă! O să mă băgați în groapă, mă! Mareșala ta asta, știi? Crais. Crais. Ce, maionele? Doamne, apără. S-a întâmplat ceva? E cineva bolnav? Doamne, ferești. Atâta doar că domnul director de la bancă vrea să ne taie creditul. Mie, mă? Ăla, mă? Îl nenorocesc, mă-l fac de râsul țării! Chiar serios vrea să ne dai creditul? Îl împușc! Îl împușc! Foarte bine, foarte bine, acum fii atent. După ce îl împușc, caută să-l convingi că n-a fost nimic între tine și Ivet. Păi chiar că n-a fost nimic. Care Ivet? Ferească Dumnezeu să ajungi la 40 de ani să dai peste o fufă. Alergă! Alerg, alerg! Taxi! Taxi! Sărăt, mâinile. Așa că vezi, eu pot să înțeleg că-l iubești și te cred. Știu, știu, știu că nu ești interesat. Dar am să-ți spun ceva. Am avut un cumnat, Dumnezeu să-l ierte, bărbatul sorumii. A făcut el ce a făcut și până la urmă s-a ales cu amantă. Mai, mai, minunată femeie. După ce i-a tocat toți banii, după ce l-a despărțit de sorumea, nu s-a lăsat și l-a băgat și în spital. Dar eu iubesc. Exact, exact ca la cumnată meu. E atât de fin. În tot ce face pune atâta pasiune. Ei, vezi, asta e. Mă tem că uneori pune prea multă. Dar n-a fost nimic între noi. Vreau să-ți spun ceva. E foarte bolnav. Nici el nu știe cât e de bolnav. Mm-hmm.
Domnilor, n-am avut onoarea. Acum vă cereți scuze și plecați. Și dacă mie îmi place să stau aici. Cărați-vă. Tu cine ești, mă? Ne mai întâlnim noi, domnule Friedman. Avem multe de discutat. Prezent totdeauna unde trebuie. Meseria. Era tutăma din poliția judiciară. Pusi. Attention! Mesdames et messieurs, Casa de Mode Mathilde presenta ultimile sale creation. Îți plac, sunt nostime, nu? De când te-am cunoscut pe tine, sufletul tău minunat. Ascultă, oricât ți s-ar părea de ciudat, idioate nu sunt. Păstrează-ți replicile pentru scenă. Rădăceasă. Sufletul minunat, hă? Nici nu știu de unde mă cunoaște. Uneori, celebritatea îți joacă niște feste. Ce vorbești? Salut, mâna. Ce plăcere. Ai fost foarte mult. Ia-mă. Slab, slab, foarte slab. Vă plătesc degeaba, mă aduceți în sapă de lemn. N-aveți nerv, nerv, n-aveți pe vinul încoa. Na. Hai, vă rog, hai, toată lumea în sală, hai. Hai în sală și voi de acolo, hai. Lăsați bârfa, lăsați pokerul, hai. Repede în sală, vă rog, poftiți, repede în sală, haide. Stimați colegi între ale artii, am onoarea a vă prezenta o nouă colegă. Talent cu carul. Dacă aud că cineva îi face vreo figură, îl nenorocesc. La duc la sapă de lemn. Secure. Pitică câteva acorduri. Hai. Domnul, dați-mi pace. Ce aveți cu mine? Măi, fatu, ia vină tu încoace. Măi, fatu, ia te uită tu acolo. Vezi ceva? Nu vezi nimic. Ești numai tu singură. Ca la voi pe deal. Știi? Și-ți vine să cânti. Îmi vine pe dracu. Acum nu-ți vine, dar să zicem că-ți vine. Și... N-am timp acum. Acum sunt cu... Elviro, ia-o tu. Ai grijă de ea. Cum te-am luat și eu pe tine, acum câți ani să fie. Mulțumesc. Hai, nu te teme, fetiță. Maestre?
mă mint mereu că mă iubești și tu. De dragul tău în visuri cum mă pierd, cum te dezmierd, habar n-ai tu. Da, eu, domnule. Nu cunoști vocea? Ești un incult în cazul ăsta, dă-mi voie să spun. Cum? Nu se aude bine. Domnișoara Pusie cu generalul Miclescu se pare eu. Nu se poate. Minți. Unde e? La Pisica Neagră. Eu plec pentru un minut până în două. Nu știi nimic, n-ai auzit nimic. Ia-o de la început, Neamitica. Cum te alint în gândul meu și cum amint, mă mint mereu că mă iubești și tu. De dragul tău în vise cum mă pierd, cum te desmierd, habar n-ai tu. Înțelegi? Uite, eu poate exagerez puțin, dar tu așa trebuie să faci. Să-mi cânti de dragoste și dor, inima să mi se frângă și să mor. Inima să mi se frângă de păcat, că am iubit pe cine nu m-a meritat. Inima să mi se frângă de-i păcat. Maestre, nea Costică, ce plăcere, dar ce onoare. Ia, te rog, fă-ne această cinste. O cunoști pe Pusi, e cea mai faină bucățică. Scumpule, floare albă de cireș, luna trece, lepăda zboară. Iubitule, nu vii să-mi dai să beau? Bună seara, maestru. Ce faceți? Luați aer? Facem câțiva pași împreună? Cum vrei, prietene, scumpul meu amic. Nu mă lăsa singur. Vreau să mă îmbăt. Păi atunci să ne îmbătăm împreună, maestru. Nu mai îmi zice maestru, ce dracu. Zi-mi Costică. Ție cum îmi zici? Radu. Radule, mamă. Viața asta, ascultă-mă tu pe mine, e ca o ladă de gunoi. Fac ceva pe ea. Au dreptate. Îmi spun că trebuie să apară Vlad Țepe și să ne belească pe toți. Până dimineața bem un butoi de vin, bem, Radule. Vreau să mă îmbăt, să mă îmbăt. Flori pentru iubiții mei. Ai mâncat? Nu. Eu am foame. Hai la masă. La masă.
Ionela n-a fost aici? Nu. Mare minune. Am să-l dau cu capul de toți pereții. Premiera bate la ușă și el nimic. Altădată îmi făcea textul în două zile. S-a ramolit. O să-mi caut unul mai tânăr. Pe mine vă rog să mă iertați, nu mă simt bine. Maestre, aș dori, dacă se poate, câteva cuvinte. Dă-i drumul. Nu aici, știți, e ceva care... E, poftim. Maestre, n-aș vrea să vă supăr, dar tot teatru bârfește că... Să bârfească, ce altă treabă are? Să se spetească muncin și să bârfească. Da, că Ionel nu o să vă facă textul, e un tip sfârșit. Că nu se mai poate stoarce nimic de la el. Ascultă-mă, că fata mea s-a îndrăgostit de tine, n-am ce-i face, e treaba ei. Aprindem fiecare duminică o lumânare să-i treacă. Îmi place, maestri, sunt spirituale. Dar dacă te mai prind un blând cu turnătorii, îți ard un picior în fund, îți pocesc mutra aia de cozonac. Cine dracu' e la ora aia asta? Că mata n-ai minte și nu dorm, nu zic nica. Alții dă-și n-ai minte să doarm. Și fac deschid doar și. Du-te și te culc, că deschid eu. Auzi? Socot că nu ți-ai chiar durșunea să aduci în casă și nici știi și matra cucă, că te spun doamne. S-a întâmplat ceva? Nimic, trebuie să vorbesc. Nici nu știi ce bine îmi pare că te bat. Costică. Mă, tu ești un geniu, mă, un geniu. Tu simți exact cum are omul nevoie de tine, să știi. Fă-ți ridică, fii amabil. Dă-mi un pahar cu apă. Am înțeles. Ce s-a întâmplat? M-am venit să-ți spun să nu mai contezi pe mine pentru text. Ionele, tu ai înnebunit. Costică, eu nu mai fac textul pe care mi l-ai cerut.
Vă rog să mă iertați, știți meseria. Greu să mai ajunge până la tine, măi băiete. Maradule, tu ești cumva legionar. Sunt polițist, nu fac politică. Jură. Jur. Nu așa. Spune. Să dea Dumnezeu să-mi pleznească ochii, să-mi se usuce mâna și să-mi putrezească inima. Pe cuvântul meu de onoare. Mă, băiete. Mă, băiete. Măi, eu pregătesc o lovitură, mă. Împotriva ăstora, vagabonzilor și a criminalilor. Cine mai știe de asta? Nimeni. Absolut nimeni. Adică, da, mă rog, bineînțeles. Ionel, care trebuie să-mi facă textul, nevastă-mea, în fine, familie, regizorul și câțiva actori. E în regulă, nu știe nimeni. Mă, băiete, mă, ăștia sunt toți oamenii mei. Eu i-am crescut și nu-ți permit să te îndoiești. Dar eu nu mă îndoiesc, maestre. Primesc tot soiul de scrisori de amenințare cu moartea. În fine, sunt obișnuit. Și mai e ceva. Ionel, textier. A venit azi noapte la mine și mi-a spus că nu mai îmi dă textul. Măi, eu pe ăsta-l cunosc din război. Ăsta nu e un căcăcios. E decorat cu virtutea militară. Mi-a salvat viața. Ce i-au putut face, mă, băiete? Ce i-au putut face de la o speriat așa? Maestre, o întrebare. Oare câte? Ce aveți cu ăștia? Cu cine? Cu legionarii. Cum ce-am, mă? Cum ce-am, mă? Ce-am cu toți sticălușii care vor să vândă țara asta lui Hitler. Dar se vede că ești mai în politică. Mă, pește la alții, ating. Că-s hoți, că-s demagogi, că-s mincinoși, că-s excroci. Când îmi bat joc de liberal, mă aplaudă țărăniștii. Când iau un trăbacă pe țărăniști, îmi deschide Banca Națională Credit. Așa e viața. Dar pe ăștia care vor să vândă țara lui Hitler, eu, cu o stică caratase, îi dau cu doi pan în cap, secureș! Păi atunci e clar de ce nu vă vor nici ei binele. Păi să nu mi-l vrea, mă, să nu mi-l vrea, mă! Dar să nu-mi trimeată mie mâini tăiate și șobolantă ăștia morți, că asta mă nebunește pe mine de cap. De asta nebunesc eu și am să fac un infarct. Am înțeles, e clar. Dar să nu mai puneți bețe în roate. Lăsați-mă să mă ocup eu de toate astea. Iartă-mă, dacă nu te superi. Băia tânăr, la început de carieră. Cum vrei, dumneata? Atunci, de azi înainte să-mi zici tu. Asta cu multă plăcere, mea Costică. Fii atent, Friedman. Aici nu mai țin glumele tale împuțite la teatru. Este ultimul avertisment.
Dacă vrei să mai trăiești, tu și familia ta. Adică fii tu, care e elev în clasa a treia, la liceul Matei Basarab. Ars textul sau îl pierzi, mă înțelegi? Și nu ți-l mai amintești niciodată. Mă, băieți, vă pierdeți vremea. Nu mă speriați voi pe mine. Nu m-au speriat ei nemții la Mărășe și erau mai ceva decât voi. Ceea ce vreți voi nu se poate. Ce au cu mine? Îi cunoașteți? Dar nu o să-mi spuneți că v-au atacat așa din senin. Domnule comisar, unde vezi dumneata senin? Uite ce, domnule Friedman. Știți că sunt însărcinat cu paza domnului Caratazi. Foarte bine, foarte bine. De ce să nu-l păzești? Am auzit că în război a salvat viața. De ce să nu-i fi salvat dacă s-a putut? Și că pe front ați avut o atitudine eroică. Doamne ferește. Parcă poate cineva să știe ce este eroismul. Sunteți prieteni de o viață întreagă. De ce să nu fim ce nu e voie? Și acum nu m-a ajutat să-l salvez. Deși știți foarte bine că e vorba de viața lui. O să mă rog să-mi dați o declarație amănunțită despre tot ce s-a întâmplat. În scris. E, vezi? Aici, aici. Dumneata, îmi cer să scriu. Și ăștia. Am reușit să aflăm ce anume pregătește domnule profesor. Exact în clipa când am început să luăm pe Ovrei la întrebări, a apărut unul. Ați fugit din fața unui singur om. A tras în mine cu pistolul. Hai, Marioaru, nu te teme. Închipuiesc că ești la voi în sat. Și să nu ți seama că e un ziarist în sală. Hai, dragă, ce te izmenește așa? O să vezi acum ce n-ai mai văzut. Mitica?
Cum, maestre, asta ți-e vedeta? O văcuță de la țară? Ascultă-mă, nenorocitule. De la țară ai. Dar eu de unde sunt, mă? Dar tu de unde ești, mă? Ai fi din familia Hohenzollern, de n-am auzit nimic de tine până acum. Ai! Adio și n-am cuvinte! Hai! N-ai vrut să te ia la cu pompieri? Iau de aici, păscări, securea, capul! Bine, măi, fată, te lași tu să-și bată joc de tine, derbedeul ăsta, linge blidele ăsta, a? Nu mă las, domn Costică. Închinarea cui l-a făcut. Închinarea cui l-a... Hai, Mitică, hai. Tu ce faci aici? Păi, cam așa ceva ar trebui să fac. Pompier! Ia-l de aici, securea! Capul mi-l aduce înapoi să văd dacă e el. Hai! Toată ziua, toată noaptea, doar printre străini mergere. Unde ești tu, casă dragă? Unde ești tu, satul meu? Pot să stau chiar în palate cu vitralii și comori. Nicăieri nu e duce teatru de râp. Ca în căsuța mea cu flori. Drag-mi e la casa mea. Atentă la mine. Dragă-mi e la casa mea, cu mușcate prinse în geam, cu fântâna răcoroasă și cu luna pe un ram. Hai, Mitică! Era și vreme. Nu ți-am adus nimic. Cum nu mi-ai adus nimic? Nu mi-ai adus ce ai scris? Așa vă trebuie, mă. Să vă taie, să vă bată, că sunteți niște muieri. De-aia se leagă lumea de voi de ovrei. Că sunteți fricoși, mă! Căcăcioși, mă! Ce, te-ai speriat? Mie nu-mi trimite o soiul de broaște să șobă la morți? Eu de ce nu mă sperii? Du-te. Nu te mai văd niciodată. Niciodată în viața asta păcătoasă. Ai înțeles? Asta ți-a fost ție prietenie. Numai la bine. La rău și la greu, salut și bonjour. Să-ți fie rușine. E extraordinare, fenomenale, fenomenale. Are geniu, domnule, dacă spun eu, omul ăsta are geniu. Ce, geniu? No, ce, am dat lovitura, îi fac praf
Îi nenorocesc! Nu mai rămâne nimic! Tată, n-o să te lase în vecii vecilor să spui textul ăsta, să știi! Ce vorbești, domnule? Adică ce crezi tu, că Costică Caratas e un rahat în țara asta? Dar tu unde te duci? Am întâlnire. Cu Puiu. Pa, pa! Să nu întârziați, cumpo! Dar ce cu tine? Nimic. Cred că n-ai să faci o criză de gelosie paternă. Nu, nu fac. Dar din toți oamenii din țara asta nu l-a găsit decât pe excrocul ăsta, pe peștele ăsta. Cu videle ăsta. E frumușel, are succes. E drăguț. Dar ce, Lucica, nu o să nu-i frumos? Ce dracu, îmi seamănă mie doar. Tu ești cel mai frumos. Da, sunt. Costică. Da? Nu crezi că o să dăm de dracu cu revista asta? Mă tem că da. E aici. De drumul repede. E singur. Și când mă gândesc că te-am iubit, că era să mă arunc sub tren pentru tine. Să nu dramatizăm. Viața e așa cum e. Fiecare trebuie să-și facă loc cum poate. Mi-e dor de tine. Auzi? Odată când am să fiu cineva, când o să am bani mulți, am să ți-o plătesc. Bine, la duci în strada ecoului 37. Te rog frumos, camarade. Uite, uite, ia și-mi la ta să ai de o țuică. Te rog, camarade, ca pe bunul Dumnezeu, te rog. Te rog. Păstrează-ți banii. Ai tu mai multă nevoie de ei. Ia-o pe aici la stâng. Bă, ce? Nu tropăie. Ciot. Aveți ora de primire? Iartă-mă. Nu înțeleg ce aș avea de iertat și... Sunt foarte ocupat, am... Iartă-mă. Nu te apropia de mine? Nu merit. Lovește-mă. Aruncă-mă în stradă. N-am putut, a trebuit să te mai văd ultima oară. Te iubesc. Te iubesc. Liniștește-te. Sunt manechin. Toți babalecii se iau de mine. Și eu trebuie să zâmbesc? Că altfel mă dă afară? Asta e soarta unei fete sărace. Ce poți să faci? Și atunci? Atunci doamna Matild m-a silit. Da, m-a silit să mă duc cu ei. Știu că nu mă crezi, dar asta n-are nicio importanță. Niciuna. Mi-au dat să beau șampanie. Nu băusem niciodată. Era bună ca limonada. Pe urmă, nu
știu ce s-a întâmplat cu mine. Nu mai știu nimic. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc că m-ai lăsat să te mai văd. Dragostea mea. O roză pentru un crin. Bătute-ar Dumnezeu, stricat-o. A luat-o. Dar nu se poate așa ceva. Te iubesc nu pentru că ești mare și celebru. Te iubesc chiar dacă ai fi ceșetor, hoț sau hamal. Aș vrea să stai acasă. Să nu faci nimic, să mă aștepți. Și eu să muncesc pentru tine. Aș vrea să am un copil de la tine. Am avut o viață așa de grea. Și bărbații tineri îi urăsc. Hai, spune că m-ai iertat. Te rog. Hai. M-ai iertat? Auziți, domnule, nu mai vreau! Ce-mi trebuie mie toate prostiile astea ale voastre? Ce caut eu aici cu toate stricatele? Domnul director, nu e în birou? Ce bine că ai venit, Radule, scumpule! Tocmai voiam să... Spune-mi, te rog, n-ai văzut până a fugit nebune? Ha? Un geniu, domne, un geniu! În 2 ani din țărâncuța asta, este o vedetă de prima mână. Ascultă-mă pe mine, că mă pricep! Nu fi proastă, nu fi proastă, Marioară, o fată. Dar lasă că am eu grijă. Unde zici că e ghița asta al tău? La 21-i fanterie, domnul! Da, 21-i fanterie, pe aranjez eu cu generalul Preoțescu, care mi-e prieten. Vine la noi din când în când în culise să-și mai bucure otic, altceva nu mai are ce să-ți bucure, știi că la... Adică, în sfârșit, îl scoatem de acolo, îl angajăm la noi, o să fiți mereu împreună.
Tu o să găsești bani mulți, o să vă faceți o casă mare, o să îi se deștepte și lui capul și o să priceapă că arta nu-i neapărat curvasărie. Hai, domnul, cum vorbiți? E genială, domnule, genială, e fenomenală. Mi-a te auzit ce are în gât fata asta? Ești formidabilă, domnule! S-a făcut? Ce v-a ajut, maestre? Să rămână. Păstrează restul. Și să vă dea Dumnezeu sănătate. N-a apărut încă. Nu cred. Din clipă în clipă. Bineînțeles. Totuși, n-aveți niciun indiciu unde ar putea să fie. George, dragă, calmează-te. E cu vreo copilă, îi spune versuri din Eminescu. Fii liniștit, vine. Ne-a mai făcut el de-astea. Niciodată, doamnă, în preziua spectacolului, niciodată în 20 de ani. Nu știm textul, nu mi l-a arătat, ăia de la cenzură mă caută în fiecare oră să-l prezentăm. Ai auzit tu? A dispărut Nea Costică. În brațele cui? Nu. Nu, n-a trecut pe acasă. Nu, n-a dat niciun telefon. Nu știu. Nu, n-a trecut pe acasă și n-a dat niciun telefon. Alo, vă rog frumos cu domnul comisar Toma. Alo, vă salut. Friedman la telefon. Friedman! Da, da. Vă rog foarte mult să veniți repede la teatru. Nu, adică nu cred... Vă rog foarte frumos. Bine. Bine. Nu, nu, dragă, nu fi îngrijorat. Cine știe pe unde s-o fi încurcat? Sigur că te chem. Vin să te iau. După repetiții. Pa. Pa, te sărut, pa. Nu, nu, nici vorbă. Nu s-a întâmplat niciodată, niciodată. Micile lui lirisme, nevinovate în fond, nu l-au făcut niciodată să întârzie. Și să întârzi acum, când pregătim un spectacol care... Știu. De aia sunt aici, doamnă. Ionela, am o presimțire. Domnule comisar, te rog, fă ceva. Găsește-l. Te rog. Hai, mă, să mergem să mâncăm una mare în sânge și să bem un pahar de vin roșu. Nu țin, mă, la mine copilăriile astea. Sunteți băieți buni, idealiști. Dar ascultați-mă pe mine. Ați luat-o pe cale greșită. Greșită calea sfântă a purificării neamului? O să mai vorbim despre asta. Timp avem. Voi poate da. Eu, în mod sigur, nu. Domnule Caratase, v-am ascultat cu foarte multă atenție. Acum vă rog foarte mult să mă ascultați și dumneavoastră pe mine.
Cât timp v-ați legat de partidele vândute care au adus România pe marginea prăpastiei, a fost bine. Deși, după părerea mea, nu cu bancuri răsuflate se va putea face ordine în țara asta. Va trebui un foc sfânt, purificator. Și noi îl vom aduce. Deci, vă rog, domnule Caratase, de mișcarea legionară să nu vă atingeți nici măcar cu răsuflarea. E chiar așa de sensibil? Ca o mimoză? Nu glumiți, domnule Caratase. Există lucruri sfinte față de care gluma e o blasfemie. Sper că la sfârșitul convorbirii noastre veți înțelege aceasta. Nu, sunt așa de greu de cap. Doresc enorm, enorm doresc ca acest cap celebru să devină ușor permeabil. Enorm doresc acest lucru. Mulțumesc, maestre. Domnule comisar, te rog să mă ierți pentru incidentul acela. Nu știam cine ești. Poate că am exagerat puțin. Oricât în munca noastră, condiția fizică și cum patronul a dat ordin... Apropo, nu știți unde ar putea fi patronul, caută toți pe aici. Dacă n-aș fi situația în care ne aflăm, aș spune că de la o anumită vârstă sunt lucruri mai importante decât un spectacol. Cântecul lebedei! Permiteți ca să raportez. A fost un soldat și vă rog să mă iertați. Mi s-a făcut milă de el și i-am dat drumul să intre. O căuta pe... Hai, ce te-ai oprit? Pe cine căuta? Căuta pe fata asta nouă, pe Mărioara. Atâta m-a rugat cât n-am mai putut și i-am dat drumul. Vă rog să nu mă spuneți. Fii liniștit, nu spun la nimeni. Să trăiți și să vă dea Dumnezeu sănătate. Și eu sunt de la țară și... Acolo, față cu toată lumea, mi-a tras o palmă. Înseamnă că-i sunt dragă. Cum îl cheamă? Gherdan Gheorghe. E din Gurbed, o comună în apropiere de-a noastră. Face armata la 21 infanterie în București. Dar de ce scrieți? A făcut ceva? Nu, fii liniștită. Și apoi, eram așa de cătrănită când m-am dus în birou la domnul. Era singur? Nu știu. Cum nu știi, mai fată, doar te-am văzut ieșind de acolo în goană. Cu cine era? Mi-e rușine. Uite ce, lasă rușinea deoparte, că n-am timp de pierdut. S-ar putea, domnului director, să-i se fi întâmplat ceva foarte rău. Cu cine era? Era cu o stricată. O ținea în brațe pe genunchi. Cum arăta? Una frumușică. Cu ochii mari, bat-o Dumnezeu, și plânsese. Și domnul o ținea pe genunchi în brațe. Cu mijlocel subțire și cu picioare ca două cozi de mătură. Și se uita la ea ca la prea curată. Domnule inspector, am găsit taxiul cu care... E afară. Să aștepte puțin. O, cum, îmi pun mari speranțe în pusii. Pusii slefuite, pusii n-enfant. Madame, sunt absolut ravit de conversația noastră, dar le métier, madame, le métier. Mi-am permis să vă deranjez pentru un bagatel. Adresa domnișoarei pusii. Oh, mon cher commissaire. Madame. Elle a le diable encore, cette petite sorcière. Adresse? Nu știu, je ne m'occupe pas, je suis un peu bohème. Madame, în cazul acesta vă spun au revoir. Nu face nimic, mi-a făcut plăcere. Oricum puteți veni mâine seară, e o prezentare. Puteți veni fără grijă. Je suis très, très discret. Au revoir, madame. Je comprends, vous faites un dur métier, mais... Le cœur, ah, le cœur. Monsieur le commissaire, monsieur le commissaire, ia ta adresă. Am găsit absolut întâmplător. Strada Izvorului, numărul 3. Mersi, madame. Băieți, eu v-am ascultat. Acum ascultați-mă și voi pe mine.
poporul ăsta vreți voi să-l opriți să râdă? Să-l dezvățați să râdă? De minciună? De ridicol? De prostie? De hoție? De vorbele voastre umflate? Păi de 2000 de ani poporul ăsta râde! Râde! Cu sau fără voie cuiva! Și când a trebuit, a luat și toporul în mână! Și voi vreți să nu mai râdă, să nu mai iubească, să se plimbe pe străzi cu mutre lungi ca ale voastre de sfinți impotenți! Să nu mai râdă poporul român, mă! Să-l ardeți în piață pe Caragiale! Ce să facă poporul român? Să cânte psalmi toată ziua? Să se închine la capitanul vostru la zdrele asta sau cum mama dracului o fi zicând? Asta vreți voi. O Românie cenușie și tristă. Fără joc. Fără râs. Fără bucurii. Ai, arhanghelilor, trageți. Ce mai așteptați? Trageți. Glonțul împotriva râsului, poftiți! Domn comisar, aici a intrat. Sigur. Bine, lasă. Eu ce fac? Aștept ce să faci. Auzi? Îl cunoști pe Nea Costică, actorul? Pe el? Pe el să nu știu. Păi un spectacol n-am scăpat, domnule, de 20 de ani. Grea e viața, măi, bădie. Prețul tinde în sărăcie. Birurile să țin scrai. Ai, n-ai, dai. Perceptorul țitră în casă. Vede la și închis pe masă. Bine, ce bine. Să faci, ofte și vai. Ai, n-ai, dai. Ai, dai, poate n-ai. Mai ai și cu tuba, îți vinde și garderoba și cenușa din vătrai. Ai, ai, n-ai, n-ai. Bine, bine. Sunt informat că pe la ora a doua a intrat aici în bloc. N-a intrat. Bine. Să-ți fie clar și să dea Dumnezeu să mă auzi. Dacă e aici în bloc o femeie, nu mă interesează. Dar se pare că l-au răpit legionarii. N-a intrat. Bine, n-a intrat. Eu pot să perchiziționez tot blocul, dar dacă nu e aici, mă faci să pierd timpul degeaba. Și mă tem că nu o să-l mai auzi niciodată spunând dai, dai, n-ai. E clar? Asta e tot. A fost, dar n-a intrat în niciun apartament. S-a învârtit prin hol, avea brațele pline cu flori, s-a uitat afară și a șters-o. Încotro a luat-o. Asta n-am mai văzut. Cum e, domn comisar? Mă tem că rău. Strada Izvor 3. Calci toate regulile de circulație. Comisar Radu Toma, poliția judiciară. Aoleu, fata mami, cea cu minte și frumoasă. O fi călcat-o vreun tramvai. Domnule, îndură-te de o femeie operată și spune ce s-a întâmplat. S-a întâmplat ceva, că altfel... Tu să taci! Să taci, că mătul dușul meu cu tine! Ți-am spus să-l dai avară pe derbedeul ăsta! Dumnezeu cu ea făcută pe gardiști cu politica lor. Dar tu nu, că e băiat cu minte, că merge la biserică, că se închină. Închina ei s-ar paștele mamelor, că o să ducă țara de râpă. Taci, mă, fia dracului! Dar eu cuvânt în casa asta n-am. N-am, domne, n-am. Cine-i tânărul?
Un derbedeu, domnule comisar, o lepădătură de gardist. E student. E student? Unde? Da, la aia, cum îi spune, la filozofie, de vrea să iasă profesor sau mai știu eu ce. Gura! Că m-ai înnebunit. Spune-mi, domnule comisar, ca unitate și om sărac și necăjit ce sunt, a vărât-o pe fetița noastră în vreo ticăloșie de-a lor? Nu știu, mă tem că da. Poți să iau poza asta? Ia-o, domnule! Ia-o, că dacă nu, arunc eu în closet! Animalul acesta singur. Omul, domnilor. Omul. Fantomă trecătoare într-un haos ostil sau în cel mai fericit caz indiferent. A inventat rațiunea. În ghilimele, domnilor. În patetice și ridicole ghilimele. Sublim. Și de atunci, încărcat de visuri inutile, luptă zadarnic să coboare împărăția cerurilor peste mușuroiul unde soarele răsare peste cei buni și peste cei răi. Și unde plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți. Vă place strada? Din stradă vor răsuna pașii mânați de o sfântă nebunie interioară care vor mătura opțiunea naivă, vechiul nostru blestem național, și îi vor opune opțiunea eroică, triumful durabil al morții zbăvitoare și rotnice. Un cocktail minunat. Se cultivăm elanul vital Kierkegaard al generației de fier, combinat cu sos care va impune o nouă ordine spirituală și care va ști să moară pentru ea. Să ne creem un mit sacru și înspăimântător. Un destin pe care să-l cultivăm mistic în disperare și absurditate. Să ne lăsăm cuprinși de o furie mesianică. Nu pot iubi decât o Românie în delir! Domnule profesor, nu cedează. Camarazii vor să meargă până la capăt. Bine. Unu, doi, trei, patru și... Doi, trei, patru și... Domnul Pulmur, la telefon! Doamne Dumnezeule, poate e vreo urmă. Nimic, mamă. Un telefon fără importanță. Și? A făcut un infarct la o damă. Trebuie ridicat de urgență de acolo. Să nu afle doamna Elvira. Ce fac, camarade? Care-te și nicio vorbă. Fugi! E, maestre dragă, dacă nu merge cu binele, dacă nu ești sensibil la idee, poate marile sentimente să te mai înmoaie.
Un, doi, trei, patru și... Un, doi, trei, patru și... Un, doi, trei, patru și... Lasă-l. Patru și... Un, doi, trei, patru și... Un, doi, trei, patru și... Ați câștigat. Renunț. Lăsați-l în pace. Și ce garanție avem noi că-ți vei ține cuvântul? A? Și Jidanu a promis și până la urmă tot ți-a dat textul. Ce garanții vreți să vă dau? Spuneți și vi le dau. Costică, tu știi cine m-a adus pe mine aici? Dacă mai scoți o vorbă, îți stai beregata. Ați văzut, domnule Caratase, că până la urmă am găsit un limbaj comun? Lăsați că facem noi un contract să nu vă mai luați de noi niciodată. Câte zile ați mai avea de trăit? Dar pe mine nu o să mă legați la gură. Ce vorbești? Ia te uite de unde sare eroul. Dacă el renunță să spună textul meu, am să-l public. Am să-l împrăștiu în tot Bucureștiul. Am să scriu toate ziarele ce s-a întâmplat aici. Nu! Să mă îmbrac eu cu asta? Hă? E de la domnul. Aveți cam aceeași statură. Să mă îmbrac eu cu asta? Și dacă Doamne păzește mă vede domn plutonier? Nu te vede, prostule. O să avem bani. Și o să ne cumpărăm pământ. Vorbe. Nu te cred.
strânge-mă tare. Tare. Ce acum vrei? Prostule! Prostule! Bună ziua, domnule Caratas. Ce le-a putut trece prin cap derbedeilor? Bună ziua, domnule Radu. Ai făcut o treabă excelentă. Puțin cam zgomotoasă, dar excelent. Bine că era un cartier pustiu. Oficial s-au omorât între ei. S-a mai întâmplat. Condoleanțe pentru Friedman. Majestatea sa a hotărât să-i acorde văduvei o pensie. Domnule Radu, ești bun să ne lași o clipă singuri? Aveți vreo veste bună? Mă tem că nu. Îmi pare rău, sincer rău. Textul este excelent, savuros. Și maestatea sa l-a apreciat în mod deosebit. Cum maestatea sa a binevoit? Unul este marele nostru actor Caratase. Îmi pare foarte rău. Maestatea sa vă transmite sincerele sale regrete. Ar fi fost un succes european, dar la politic se dă la merda în butei, maestre. O știți mai bine decât mine. Cenzura nu poate aproba rostirea pe scenă acestui text. Bine, dar de ce? Conjunctura internațională. Interesele de stat nu permit în momentul de față un atac atât de vehement împotriva Germaniei. Bine, dar cu legionare, după câte știu. Mon cher maître, Garda de Fier este copilul cancelarului Hitler. Un copil cam cretin, recunosc, dar în sfârșit. Asta e situația. Îmi pare rău. Sincer rău. Bine, dar ce fac? Ce fac? Ce o să le spun eu de seară pe scenă? Maestre, puterea dumneavoastră de a improviza a atins nouă dată genialitatea. Nu e numai părerea mea, e părerea palatului. Majestatea sa dorește să ia parte la spectacol, bineînțeles, incognito. Am auzit că aveți o debutantă, un talent excepțional. Succes, maestre! Sau mă rog! Ca la vânătoare. Merda lor. Vă salut. Și acum ce o să vă faceți? Nu știu. Dar de unde știi? Ai auzit? Maestre, meseria mea este cu urechea. Ce te uiți așa la mine? Ce pot să fac? Renunț! Renunț! Sunt bătrân. Bolnav. Nu pot scula toată lumea în cap. Ce arăi de Românie pe ce mâine a ajuns? Hai, hai, nu te mai colba așa la mine. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine și acum du-te, te rog. Du-te, du-te, du-te! Du-te că vreau să rămân singur! Vreau să rămân singur! Da. Vă să zic că ne-a sfidat. Va plăti. Ce e, puiule? Sper că ai cunoscut-o bine pe fica lui. În sensul biblic, bineînțeles. Așa că succesiunea e asigurată. Am nevoie de tine. Întotdeauna la ordinele regiunii și capitanului. Și ale dumneavoastră, domnule profesor. Îmi trebuie un lucru de nimic, un fleac. Dar foarte important. Am nevoie de un bilet la spectacolul de astă seară undeva în stal. Cât mai aproape de scenă. Vreau să văd premiera. Imposibil. Toate biletele sunt vândute până la 1. Ce ai spus? Histrionule.
Vă rog să mă iertați. Vă rog respectuos să mă iertați, domnule profesor. Nu uita. Cât mai aproape de scenă. Cum, nu ți-a dat măcar un bilet? Mitica, recunoștința e floare rară, ce să-i faci, asta e. Mă duc și eu la un matineu. Da, inspector Ducanu. Te caut o damă. Alo, comisar Radu Tomada. Poftește sus imediat. E cazul să o șterg? Cred că da. Domnule comisar, veniți repede la teatru. S-ar putea să fie o prostie. În fine, un presentiment. Pui un mugur logoticul meu. Mi-a cerut azi la amiază un bilet. Insistența lui, felul în care mi-a vorbit, m-au pus pe gânduri. Bineînțeles, nu-l cred capabil de nimic rău. Bine, mi-am dat biletul, dar m-am hotărât să-l urmăresc. Credeam că e vorba de o femeie. S-a întâlnit la grădina Icoanei cu un individ pe care eu îl cunosc bine din facultate. Legionar fanatic. I-a dat biletul fără o vorbă, apoi s-au despărțit. Bine, dar ce obligații poate avea puiul față de un asemenea individ? Ce se caute ăsta la teatru? Mi-e teamă pentru tata. Vă rog să veniți. Ce loc era pe bilet? Din păcate nu m-am uitat. Bine. Mergem la teatru. Aprinde. Așa. Capul sus. Dreaptă. Zâmbește. Desmiert, habar n-ai tu. În viața ta vei întâlni virdosii și desmiertări și bucurii. De toate poți găsi, dar dragoste curată ca a mea l-ați găsit? Vei găsi în viața ta. Imposibil. Nu disting nimic. Popor de visuri îți iuzesc. Calci nepăsător pe ele. Și-n loc să plâng, eu îți vezi. Habar
tău în visuri cum mă pierd. Că mă iubești, habar n-ai tu. Nu vei găsi în viața ta. Nu vei găsi în viața ta. Habar n-ai tu. Plăcerea maiestății sale ar fi să... Crezi tu că eu sunt din alea, mă? Păi atunci, nu, dacă crezi să tu așa... Să ce este, domnișoară? Dar nu m-ați înțeles, domnișoară, dar ce înseamnă asta? Porcilor! Sunt informat. Un legionar a intrat în sală cu un bilet pe care i l-ai dat dumneata. Unde e? Cum îți permiți, domnule, să intri fără să bați la ușă? Ieși afară. Ce loc era pe bilet? N-am dat. Ce loc? Ce loc era pe bilet? N-am dat. Ce loc era pe bilet? N-am dat. Ce rând? Bilet. Ce număr? Doamnă Puiu Mugur. Ce loc era pe bilet? Răspunde. N-am dat niciun bilet. De ce mi se... Doamnă Puiu Mugur, în scenă. Dacă fuște în pușcă. Thank you.
cântarea mai târziu. Bagă altceva. Imposibil, n-am ce să bag. Rândul 4, locul 42. Meine liebe Kinder, Kameraden. Hei, hier, hei, mein Krächung, Führer! Gut, da lockere Pausen, bitte. Medu? Corneliu Stelea Modreanu, hai! Hai, du bist Kapitän Fiergarden. Wie viel ani hast du? 8 ani, Herr Crăciun. 6 executați, 2 suspendați și 3 evadări. Bravo, Corneliuș, bravo, bravo, bravo! Acum mai liber, Kinder, Kameraden. Ich adus la voi viele und kleine, kleine, kleine Puschkulitzen. Eine kleine Puschkulitzen, andere Puschkulitzen, andere kleine. Schön. Acum singen ein schön Lied, O Tannenbaum. Greșește duca dența. Iha de platfus. Erhat platfus? Good, good, good. Ich propun ein vessel distraktion. Die Baba Warben. Trage mal auf Schwarz. Ententina oder Rakatina oder Rakatikata, Ellen Bellen, Buff. Du bist Baba Warben. Baba Warben. Good, good, good. Legăm la ochi. Vier, ne ascundem, iar du găseștem. Good, good, good. Stai aici. Apă, apă, Wasser, Wasser, apă, 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 Wasser, Feuer! Achtung, 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 meine Damen und Herren,
Corbin, Ober, Mântuitor. Camaradă Iisus, purtat cruce. Ich, Svastik, statul is ich, Heil! Hai, Hitler! Danke, danke. Ich liebe mult. Die Größe, Tante Europa. Ja. Din acest cauze am venit de prin Nemet să aduce daruri multe la fetițe și băieți. Gut! Dar ich dorește fericire für Rumänien. Și vrem face la voi mutuari și ajutor zer, zer, mult zer avantajos. Noi luăm de la voi schön grâu, un guten petrol, și dăm la voi în schimb Gestapo, pop, papier, hai! Hai, Hitler! Good, good, good. Für dragălaș popor rumenien, mein cadou ein deutsches Kolibri! Solid gratis, solid oberlicht, oțel krupp. In diese Kolonie pune micuț Românie ciocârlie. Zu Haus, hai! Hai, hier! Good, 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 good. Voi, meine Kameraden, Fiergarden, trebuie imediat ieșit din coip și făcut ordine românice Kolonie. Trebuie început vânătoare contra politiker păsărice care deschide plis contra Deutsch Vultur, caput! Eu nu admit de la voi explicațion. Tras cu pușca, nu luat foc, păsărică cu noroc. Nein! Orice păsărică e antifascist, trebuie jumulit, pârlit, achtung, atrag la voi atenție. La mine, cei în gușe și în cătușe. Hai! Hai, Hitler! Good, good, good. Noi punem multe baze pe voi, rumenieni. Militare și baze. Noi foarte atașați de voi și vrem să atașăm și pe voi la noi. Înfrățire! Bruderschaft! Noi nu place actuale name la românice orașe. Ploiești, București, Mărășești. Noi vrem Botezirăn. Ploiești în stat, București în berg, Mărășești în dorf. Unde am dorit frățești name? Ich habe și alte gânduri für Rumänien. Dar, dragi Führerului, s-a făcut târziu și Moș Crăciun trebuie să facă kleine vizit la alte kleine națiuni. Heila! Heila! Für Kinder Tschechoslowakisch, ich pregătit ein drăguț cățel polițai, legat mit Schönlese, de care legat ai simpatice Gauleiter SS, de care legat drei divizion SS. Go! Vom cânta auf Praga, celebr lit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, o Tannenbaum. O Tannenbaum mit ramuri de măsline. Hai, Hitler! In mein Kolindenplan ist ein kleiner Visit zu Frau Polonia. Mit 100 pianisten bataillon. Care să execute poloneza și pe polonești. Hitler! După ce-i dau cadou și șturm nepoțelului meu, Franț! O, Franțe! Nach Moscow! Aici ordon gros în ploaie, soldați Luftwaffe! Îmbrăcați mit matrioșen, mit parașuten, care cum vedem bolșeric, poc, poc, cazașoc, poc, poc, cazașoc, poc, poc, cazașoc, 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 poc, 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 poc! Aila! Aila! La mine ein man, ein wort, ein mort. Mein Großvater Dumnezeu Gott, pus în capul poporului meu, să fac Reich, Reich! Ah!
Ați râs? Vă mulțumesc. E bine că ați râs. De prostie, de minciuna, de ridicolul sălbăticii. E bine, dragii mei. E bine să râdeți. Și după ce eu nu voi mai fi, să vă fac să râdeți. E bine. E bine. Și poate că râsul nu e de ajuns ca să stea în calea batjocurii, în calea sălbăticii. Poate mai trebuie și altceva. Nu poate. Sigur, trebuie scopriți. Opriți să vândă țara asta lui Hitler. Opriți să omoare. Opriți să otrăvească sufletele tinerilor. Opriți să facă din țara asta noastră frumoasă și bună un lagăr de concentrare. O pușcărie. Opriți să facă din poporul român o victimă sau un călău. Opriți ciuma verde. Tăiați calea lui Hitler. Dacă vreți, să vă bucurați. Dacă vreți să râdeți. Dacă vreți să rămâneți oameni. Trageți cortina! Nu trageți nicio cortină. Dați-i drumul, nu vă opriți, că de-aia vă plătesc. Scena finală, dați-i drumul. Picăturile. Cheamă veterinar. Doctorul mă vede.
Ce ai crezut, Maradule, că eu sunt ocar? Așa ai crezut, Maradule?